Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principalele subiecte ale acestei ediții. Intervenția pompierilor la o casă de pe Bulevardul Eroilor. Tâncuiala unui bloc din Giurgiu, pericol pentru trecători. Mai mulți parlamentari vor cununie civilă și în biserică. Declarații contradictorii între Nicolae Bădălău și Marin Anton. Concurs important pentru copiii de la secția de tenis de masă. Coșul unei case de pe strada Eroilor din municipiu a luat foc astăzi în jurul prânzului. La fața locului s-au deplasat pompierii cu o auto specială cu apă și spumă, precum și o ambulanță smurd. Oamenii spun că incendiul ar fi izbucnit de la prea multe lemne băgate în sobă. Sistemul de urgență 112 a fost alertat astăzi în jurul prânzului cu privire la un incendiu izbucnit pe strada Eroilor. Coșul de la o casă în care locuia o bătrână a luat foc. La fața locului s-au deplasat pompierii cu o auto specială cu apă și spumă, precum și cu o ambulanță smurd. La locul intervenției am constatat că ardea furnizarea din coșul de evacuare a fumului și asterea de lemn din jurul coșului. S-a acționat la localizarea și lichidarea incendiului cu o linie tip D cu pistol de refulare a apei, neexistând niciun fel de victimă. Vecinii bătrânei spun că incendiul ar fi izbucnit de la faptul că femeia ar fi băgat mai multe lemne în sobă decât ar fi trebuit. În prezent, pompierii fac cercetări pentru stabilirea cauzei izbucnirii incendiului. O bucată de tencuială de pe un balcon de bloc din zona Casa Cărții a fost îndepărtată de pompieri înainte de a provoca o tragedie. Sesizarea a fost făcută de către locatarii care au găsit mai multe părți din tencuială deja căzute. Vecinii spun că au probleme cu tencuiala de pe fațada blocului de mai bine de 4 ani. Astăzi, în jurul prânzului, un echipaj din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu s-a deplasat la un bloc din zona Casa Cărții pentru a înlătura o bucată de tencuială care putea oricând să provoace o tragedie. Cu ajutorul autoscării, pompierii au urcat până la nivelul etajului 4 și au desprins o parte din tencuială, bucată cu bucată, astfel încât să elimine riscul unui pericol în zonă. Am fost solicitați pentru o intervenție la înălțime de către locatarii acestui bloc și am intervenit, după cum ați văzut, am îndepărtat pericolul. După cum se vede, tencuiala putea să cadă oricând, să pună viața în pericol a cetățenilor. Ați mai intervenit aici, în acest bloc? Până acum nu. Nu, n-am mai intervenit. Intervenția pompierilor a durat mai bine de 20 de minute. Locatarii blocului au probleme cu fațada blocului de mai bine de 4 ani. Oamenii spun că au făcut sesizări către administrația blocului, însă din lipsa banilor nu s-a luat nicio măsură. Soluții pentru realizarea unor proiecte de viitor care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață ale românului se tot caută și această acțiune comportă consumuri materiale destul de costisitoare suportate de cetățeanul contribuabil. Între timp, indivizi cu lacune în sfera educației consumă timp și energie pentru a deteriora mobilierul stradal, pentru a strica imaginea parcurilor, ori pentru a distruge indicatoarele de circulație. Ochiul atent al unui giurgiuvean găsește că în urbea sa sunt zone drăguțe, ori lucruri bine făcute, pentru care s-au cheltuit bani și energie, dar tot același locuitor al orașului de la Dunăre apreciază că mai sunt destule de realizat în localitatea sa. Până la aducerea îndeplinirea unor eventuale proiecte de viitor, omul de bun simț nu-și poate explica cum cetățeni certați cu manierele civilizate de conviețuire produc pagube prin deteriorarea mobilierului stradal, necinstirea unor nume, ori personalități sau distrugerea unor indicatoare de circulație. Câteva din
zonele unde se întâlnesc aceste fapte, Parcul Alei, Piața Sfântul Gheorghe sau Parcul Mihai Viteazu. Parcul Mihai Viteazu din Giurgiu reprezintă pentru giurgiuveni unul din locurile unde se adună mai ales seara pentru relaxare. Așa zisul exces de zel al unor creatori artistici dăunează grav bunului simț, pentru că aici întâlnim înscrisuri și desene care n-ar trebui să-și găsească locul. În Parcul Alei însă există special amenajate spații pentru iubitorii de graffiti. La intersecția străzii Negru Vodă cu Bulevardul Dacia, un indicator de circulație ar fi putut până acum pune în pericol viața unor oameni, pentru că de câteva zile nimeni nu s-a preocupat de înlocuirea sa. Se conștientizează oare de către cei care au produs această distrugere ce se poate întâmpla într-o astfel de intersecție? Sperăm însă ca cei îndrituiți să repare acest lucru. De bună seamă că în multe din aceste cazuri, cetățeni certați cu civismul sau săraci între ale educației sunt responsabili pentru cele întâmplate și atunci câteva întrebări se impun. Mai putem spera în educarea unor astfel de oameni? Cei care au responsabilități în remedierea acestor neajunsuri n-au sesizat astfel de lucruri. Dar poliția locală ar putea contribui la reducerea acestor cazuri? Viitorii soți ar putea fi cununați și în biserică. Este propunerea mai multor parlamentari care spun că în așa fel tinerii căsătoriți ar mai economisi bani și nu ar mai face un drum până la starea civilă. Giurgiuvenii sunt conservatori și optează pentru actuala procedură de oficiere a căsătoriei. La propunerea unor parlamentari, cununia civilă s-ar putea oficia și în biserică, nu numai la primărie sau la starea civilă. Parlamentarii au depus în Senat un proiect legislativ care prevede posibilitatea pentru viitorii soți de a încheia căsătoria civilă și religioasă într-un singur loc, într-un lăcaș de cult, iar atribuțiile ofițerului de stare civilă vor fi preluate de către personalul clerical. În aceste condiții, tinerii însurăței nu vor mai fi nevoiți să treacă pe la primărie în ziua nunții. Giurgiuvenii nu sunt de acord cu aceste modificări și spun că modul în care se încheie căsătoria în prezent este în regulă. Mi se pare o prostie asta. Păi ori te duci să spui în fața la ofițerul stării civile și după aceea nu le ajunge la preos câte fac, mai vrea să o ia și pe asta. Normal ar fi trebuit să fie la primărie. Nu știu acum, ce cred ei? N-ați fi de acord cu schimbarea? Nu pot să spun eu. V-ați căsătorit? Da, la primărie, dar nu și la biserică. Deci vi s-a părut în regulă la primărie? Da. Așa ar trebui normal. Prostie, adică nu mi se pare normal. Ne-am obișnuit cu un rin și cu un stil și zic să o ținem așa în continuare. Nu înțeleg de ce să fie cea religioasă. Cea religioasă e o chestie mult mai intimă decât cea civilă. La cea civilă poți să iei câțiva apropiați și nașii și să te duci să faci cununia, să te oficializezi. Dar la cea din biserică e ceva mult mai intim și mai sfânt, mai tainic decât cea de la starea. Mirii nu ar mai face două drumuri. Nu, adică nu înțeleg de ce să nu facă două drumuri. Până la urmă și actul contează, dar contează și mărturia în fața lui Dumnezeu. Nu e normal. De ce? Păi eu așa cred. Mai bine era cum era înainte. Deci la primărie și pe urmă cununia religioasă în biserică. Că așa a fost pe timpul nostru, cel puțin în 88, când m-am cununat. Inițiatorii legii spun că în acest fel vor fi cheltuiți mai puțin bani. Chiar dacă ceremonia civilă se va realiza în biserică, preotul nu va putea trece actul în registrul stării civile. În termen de 3 zile, soții trebuie să se întoarcă la primărie, să semneze actele împreună cu martorii și să-și depună dosarul, fiindcă doar așa căsătoria devine legală. 4 cunoscuți jurnaliști, unii dintre ei autori ai unor cărți inspirate de munca depusă preț de câteva decenii, și-au dat întâlnire la Giurgiu. Gazdele a fost Biblioteca Județeană Ia Basarabescu, iar anfitrion directorul Dan Mucenic. Toți au lucrat împreună o vreme, iar astăzi au depănat amintiri și au vorbit despre o mai nouă lucrare a lui Negu Droiu. La Biblioteca Județeană Ia Basarabescu Giurgiu și-au dat întâlnire jurnaliștii Neagu Droiu, Dan Nicolae Fruntelată, Ion Andreiță și Marian Ovidiu. Cu anfitrionul acestora, Dan Mucenic, toți au lucrat împreună în redacția Scânteii Tineretului în urmă cu câteva decenii. Am alături de mine oameni care mi-au fost colegi de redacție, iar unul dintre ei mi-a marcat în întregime cariera. S-o pornim de la nord spre sud, e vorba de Ovidiu Marian, singurul nordic dintre gazetarii prezenți aici, restul suntem sudiști. Ovidiu Marian, un excepțional condei de gazetar care știe să producă informație și știe să sintetizeze informație.
Apoi oltenii, Neajean Andreiță, căruia i-am spus că este poate cel mai coloristic dintre reporterii de har pe care i-a avut România, pentru că vreau să vă spun un secret pe care nu l-ați mai auzit de multă vreme. Gazetăria se face și cu talent. Întâlnirea le-a prilejuit foștilor colegi de redacție să dezbată probleme legate de trecutul presei românești și de actualele particularități ale lucrului în media de astăzi. Împreună, foștii colegi de redacție au făcut referiri la recenta lucrare a scriitorului Neagu Udroiu, giurgiuvean din localitatea Cartojani. Această carte își va face loc măcar în conștiința celor care se duc spre gazetărie astăzi. Deși meseria noastră se face uneori cu prea puțină știință de carte. La Biblioteca Județeană din Giurgiu, publicul a putut să asiste și la depânarea unor amintiri interesante ale celor care alcătuiau redacția Scânteii Tineretului de acum câteva decenii. Organizația județeană a PSD nu va ceda niciodată președinția Consiliului Județean Giurgiu la alegerile din 2016, a declarat senatorul Nicolae Bădălău în cea mai recentă conferință de presă. Afirmația vine după spusele deputatului Marin Anton, care se vrea președinte al Consiliului Județean Giurgiu. Anul acesta, pe 5 martie, când încă avea pe fundal sigla PMP-ului, deputatul Marin Anton declara că și-a format cea mai puternică echipă, cea care va câștiga alegerile locale din 2016. Spunea chiar că are deja alături mai mulți primari și că mai sunt și alții care vor să îi se alăture. Vom intra foarte puternic, cu o echipă foarte puternică, în alegerile din 2016. Echipa în care voi fi eu prezent va fi echipa câștigătoare în Giurgiu. Atenție ce vă spun. Echipa din care voi face eu parte este echipa care va câștiga Giurgiu. Acum am început deja construcția, lucrez la ea de vreo 6 luni de zile, am deja 7 primari care sunt de bază, din ăștia 4 pe care îi știți dumneavoastră, mi-i știți foarte apropiat, eu nu i-am băgat în cei 7. Între timp, Marin Anton a dat PMP-ul pe UNPR, partid aflat în alianță cu PSD. Așa că, în opinia social-democratului Nicolae Bădălău, dacă Anton visează la Consiliul Județean, înseamnă că a greșit partidul. Niciodată nu vom accepta, ținând cont și de precedentele care au existat și care există acum la Consiliul Județean, să cedăm președinția Consiliului Județean la alt partid decât PSD-ul. Dacă domnul Marin își dorea, Anton își dorea asta, a ales greșit partidul. 26 martie este ziua internațională a luptei împotriva epilepsiei, zice are ca scop creșterea gradului de informare în privința acestei boli. Caracterizată prin convulsii repetate, greu de controlat, epilepsia afectează milioane de persoane din întreaga lume. Culoarea care reprezintă această cauză este mov. Cunoscută la nivel mondial sub denumirea de Purple Day, ziua internațională a luptei împotriva epilepsiei este marcată în fiecare an la data de 26 martie. Ziua vizează creșterea gradului de conștientizare în privința bolii. Epilepsia reprezintă un grup de tulburări neurologice de lungă durată, caracterizate prin una sau mai multe crize epileptice. O criză epileptică este o descărcare anormală a unei grupe de neuroni la nivelul creierului uman, care de cele mai multe ori afectează felul în care o persoană se simte sau se comportă. Și de o durată scurtă, de criza durează între câteva secunde și câteva minute. Această tulburare răspunde la tratament medicamentos în doar 70% din cazuri, astfel că 3 pacienți din 10 nu își pot controla afecțiunea. În cazul în care o persoană din jurul nostru are o criză epileptică, trebuie să intervenim pentru a nu cădea sau a-și provoca răni. În primul rând, trebuie să ne păstrăm calmă, să protejăm persoana în criză de diferite traumatisme, adică să înlăturăm diferite obiecte de care s-ar putea lovi, să-i punem sub cap ceva moale. Nu trebuie să încercăm să o imobilizăm, că în felul ăsta putem să-i provocăm o fractură. Nu trebuie să-i băgăm mâna în gură,
contrar ceea ce se vorbește în popor, că să-și înghită limba. Adică nu poate să-și înghită limba un pacient într-o criză epileptică. De aia nu trebuie să băgăm mâna în gură, nu trebuie să facem nimic. Trebuie să menținem, să întoarcem persoana pe o parte, de obicei pe partea stângă. Culoarea mov a fost aleasă să reprezinte cauza bolnavilor de epilepsie, pentru că este cea a lavandei, planta asociată cu singurătatea și izolarea. Purtând un obiect de această culoare sau folosind iluminatul colorat astfel, ne manifestăm solidaritatea cu cei care suferă de această boală. A deținut o poziție fruntașă în clasamentul jucătoarelor de tenis profesioniste și a fost una dintre cele trei românce care s-au clasat în top 10 al jucătoarelor de tenis din lume. Irina Spârlea, aniversata zilei, s-a dovedit a fi și prima femeie practicantă a acestui sport care a fost descalificată pentru că a înjurat arbitrii. Născută pe 26 martie 1974 în București, Irina Spârlea este fosta jucătoare de tenis română, câștigătoare a 4 turnee single și a 6 de dublu. Trecută la profesionism în 1990, Irina atinge punctul de vârf al carierei sportive, deținând locul 7 în clasamentul WTA. De altfel, ea, cu Virginia Ruzic și mai tânăra Simona Halep, sunt singurile trei femei din tenisul românesc care s-au clasat vreodată în top 10 al jucătoarelor de tenis. Steffi Graf sau Monica Seles au fost unele dintre redutabilele adversare ale româncei. Iată o confruntare din 1997 cu Monica Seles. Performanțele Irinei Spârlea sunt umbrite de un gest controversat al româncei care în 1996 a devenit prima jucătoare din tenisul feminin care a fost descalificată pentru că a înjurat arbitrii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează rubricile Sport și Meteo, iar apoi emisiunile Giurgiu înainte de toate și audiența. Florina Drăgulin îi va avea invitați în această seară pe membrii fondatori ai galeriei echipei de fotbal Astra Giurgiu. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! V-am regăsit la știrile din sport. Tot mai mulți creditori cer Astrei insolvența. Clubul giurgiuvean nu este departe de a intra în plasa ce a prins 7 echipe din Liga 1, amenință președintele AFAN Emilian Hulubei. Banii de la UEFA sunt pe final, iar dacă Nicolae nu va investi, Astra va avea probleme. În aceea situație ar mai fi și cea clubul Piatra Neamț, care are datorii foarte mari. După ce a scăpat de datoriile către jucători, acum Astra Giurgiu mai are de plătit datorii către impresarii acestora. Mai mulți terți care au intermediat transferuri ale Astrei își cer acum drepturile financiare restante și în același timp insolvența clubului. Acest lucru ar trebui să îi îngrijoreze pe șefii clubului, deoarece insolvența ar putea să o afecteze pe Astra. Fac un anunț important, alte două cluburi or să intre în insolvență. Nu pot să le spun numele, dar situația este foarte proastă în fotbalul românesc din punct de vedere financiar, a declarat Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor
cluburi amatori și non-amatori din România pentru Digisport. În afară de cele 7 cluburi din Liga 1, care deja sunt în insolvență, Astra Giurgiu și Ceahlăul Piatra Neamț au o situație financiară dificilă. Ioan Niculae a refuzat să mai investească la echipă după ce a spus că s-a săturat să o mai întrețină, iar de atunci clubul supraviețuiește din banii proveniți din participarea în cupele europene și drepturi de televizare. Ioan Niculae nu traversează nici el o perioadă foarte bună, fiind implicat în mai multe dosare de corupție. Totuși, Astra Giurgiu s-ar putea salva de la insolvență dacă miliardarul ar începe din nou să investească. În același timp, elevii lui Dorinel Munteanu se antrenează în cantonamentul din Brașov, acolo unde nu au putut fi prezenți cei care au fost convocați la echipele naționale: Silviu Lung Junior, Vincent Laban, Danus Pătaru și Ben Youssef. Copiii de la secția de tenis de masă a CSM Dunărea Giurgiu vor participa începând de mâine la campionatul național pentru juniori. Campionatul este pe echipe, iar din Giurgiu vor participa una de masculin și una la feminin. Copiii sunt în cea mai bună formă și pot face o figură frumoasă. În perioada 26-29 martie va avea loc la Buzău campionatul național de tenis de masă pentru junior 3, unde Dunărea Giurgiu va participa cu o echipă de băieți și una de fete. Practic e repetiția finală a copiilor în vederea participării începând de mâine la finala campionatului național de junior 3, fete și băieți. Anul trecut, la aceeași competiție, dunărenii s-au situat la final pe locul 4 la băieți și 6 la fete. De această dată, participarea este mai numeroasă față de anul trecut. La Buzău se vor întâlni 30 de formații masculine și 29 feminine din țară. Vom participa cu două echipe, una de băieți și una de fete. Sunt 4 băieți și la fete avem 5 fetițe, pentru că a 5-a fetiță, chiar dacă e mai micuță, de 10 ani, trebuie introdusă cât mai mult în circuitul național. Nu îi sperie concurența, pentru că ei sunt obișnuiți cu așa ceva. Dacă echipa de fete este calificată direct în faza finală, cea de băieți este nevoită să dispute 4 partide eliminatorii pentru a participa și ei în faza finală. Așteptările mele sunt ca copiii noștri să evolueze conform pregătirii care am efectuat-o până acum. Încă o dată repet, sunt într-o formă maximă de pregătire. Anghel Corbu l-a felicitat pe elevul său, Cătălin Doncea, jandarmul care a cucerit aurul la campionatul BAI. Este un sportiv deosebit, l-am sub îndrumare, pregătire, cam la vârsta de 7-8 ani, el are acum 45-46 de ani, e un exemplu pentru copiii din sală. El e apt să joace încă mai bine de 10 ani de acum încolo. Vineri și sâmbătă, sportivii giurgiuveni practicanți de lupte greco-romane vor participa la competiția națională Cupa Oltului, la Râmnicu Vâlcea. Clubul Dunărea Giurgiu a selectat o delegație de 10 luptători care au cele mai mari șanse de a obține o medalie. După ce s-au antrenat cu manechinul Mitică, luptătorii giurgiuveni vor participa în datele de 27 și 28 martie la turneul național Cupa Oltului, organizat la Râmnicu Vâlcea. Echipa de lupte a Clubului Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu a primit invitația de a participa la o competiție importantă de lupte greco-romane, competiție organizată de Clubul Sportiv Chimistul din localitatea Râmnicu Vâlcea. Competiția va fi un bun antrenament pentru memorialul Vasile Popescu, concurs de lupte ce se va organiza la Giurgiu în data de 18 aprilie. Trebuie să spunem că această invitație a venit în urma participării noastre cu rezultate foarte bune în ultimele 6-7 concursuri, când sportivii noștri au venit, s-au clasat în primii 5 în marea majoritate a competițiilor. Secția de lupte a clubului CSM Dunărea Giurgiu cuprinde aproximativ 50 de sportivi, însă nu toți au fost aleși să participe la următoarea competiție. Ne-am pregătit să deplasăm un lot format din 10 sportivi. 10 sportivi, cei mai buni, cei care au o șansă reală de a urca pe podium. Atât din sport pentru astăzi. Cu mai multe informații vă aștept și mâine. Până atunci, nu uitați să faceți mișcare, pentru că sportul înseamnă sănătate.
Pentru următoarele zile, meteorologii anunță o ușoară răcire a vremii. Vineri se va răci mai ales în regiunile sudice, sudestice și centrale, unde valorile termice vor deveni apropiate de cele normale pentru această dată, în timp ce în restul teritoriului rămâne destul de cald. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua dimineața, în sudul și sud-estul țării, apoi și în celelalte regiuni. Vineri se răcește și la Giurgiu, plouă și mai bate și vântul, așa că vom resimți mai puțin decât cele 17 grade pe care le vor strânge termometrele. Vineri la Giurgiu se vor înregistra 14 grade la Mihăilești, 15 la Bolintin Vale, 17 grade Celsius la Ghimpați, Izvoarele, Hotarele, Comana și Giurgiu. Vântul va bate cu 18 km pe oră din direcția est. Presiunea atmosferică va fi de 761 mm colan de mercur, iar umiditatea 76%. Apele Dunării sunt în scădere cu 25-35 de centimetri, cota probabilă fiind 326 centimetri.